Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului, mulțumesc că sunteți alături de noi. Începem săptămâna, așa cum vă spuneam și pe pase, discutând despre finanțe, despre cum ne afectează modificările legislative, despre câte taxe și impozite plătim, dar și despre faptul că oamenii de afaceri se plâng că ar fi super controlați în ultimele luni. Cu invitatul meu din această seară este vorba de Marin Ciumac, directorul Direcției Finanțelor Publice Gorj. Bună seara, mulțumesc că ați venit. Bună seara. Domnule director, în principal, aș vrea să începem discuția de la o bază. Eu nu sunt de specialitate. Sunt convinsă că mulți dintre telespectatorii mei nu au cunoștințe solide cu privire la legislația din acest domeniu. Și aș vrea, dacă ne puteți spune în câteva cuvinte, care sunt cele mai importante schimbări legislative apărute cu ocazia acestui nou cod fiscal. Dacă ne-ați putea trasa câteva din cele mai importante schimbări. Da. Noul cod fiscal care va intra în marea lui majoritate de la 1 ianuarie 2016 prevede câteva măsuri fiscale care, după analizele care s-au făcut, vor avea efecte benefice asupra contribuabililor în primul rând. Cel mai mare efect este la TVA. Taxa pe valoare adăugată va scădea de la 24% la 19%. Sunt 5 puncte procentuale care se adaugă la măsura luată de la 1 iunie, adică scăderea de la 24% la 9% pentru TVA-ul la produsele alimentare, la serviciile de restaurant și catering. Această măsură, bineînțeles, că va avea și niște efecte asupra bugetului, adică se preconizează un efect de 12 miliarde lei, dar care, așa cum o să discutăm în continuare, o să vă demonstrez că se recuperează prin încasările care se fac la buget și care sunt de la an la an mai mari. Bun, ne-ați dat acest prim exemplu, cel al TVA-ului. Cred că știți ce dezbateri au avut loc în perioada în care TVA-ul pentru alimente și pentru serviciile din alimentația publică a scăzut, și anume că oamenii, deși așteptau o schimbare în prețul produselor alimentare, spun că n-au resimțit-o și că există mari lanțuri de magazine care nu au aplicat această scădere, n-au oglindit în prețuri această scădere a TVA-ului. E posibil să riscăm același lucru și atunci când TVA-ul va scădea de la 24% la 19%? Este posibil, este foarte greu ca să faci un control și să obligi agentul economic să scadă cu 5% prețul produsului respectiv. Prețul trebuie reglat până la urmă tot prin concurență și sperăm că nu există înțelegere între marile lanțuri de magazine să aplice un anumit preț și atunci nu mai are același efect care este preconizat de către măsurile luate. Pe lângă această scădere a TVA-ului, mai există altceva care ar putea crea efecte majore în economia românească odată cu intrarea în vigoare a acestui cod? Cum să nu? O a doua măsură este reducerea impozitului pe dividende de la 16%, cât este în prezent, la 5%. Iarăși 11% pe care acționarii, atunci când primesc dividendele, nu le mai plătesc. Este benefic pentru ei, iar banii respectivi pot fi folosiți în continuare pentru investiții sau pentru dezvoltarea afacerii respective, angajarea de personal și așa mai departe. Bun. Gorjul, pentru că aș vrea să venim un pic aici, are un specific, în sensul că este un județ monoindustrial. Toate lucrurile au legătură directă sau mai puțin directă cu acest complex energetic Oltenia. Spuneți-mi dacă noul cod fiscal va avantaja în vreun fel genul acesta de economie, dacă în realitatea Gorjului, de la momentul la care acest cod va intra în vigoare, se va simți o îmbunătățire. Bineînțeles că și în economia Gorjului se va simți. Noi suntem legați de complexul energetic Oltenia și este normal, este un contribuabil mare, știm toți ce putere are, dar sunt dezvoltate și celelalte activități la nivelul județului Gorj. Nu este dezvoltată numai această activitate sau cele care sunt conexe, legate de către complexul energetic Oltenia. Și vor fi efecte care se vor vedea în timp și chiar vă pot demonstra acest lucru. În ultimii 2 ani, numărul contribuabililor nou înființați a crescut. De exemplu, în primele 6 luni ale anului 2015, a crescut cu 450 față de aceeași perioadă a anului trecut. Este un semn bun că se înființează contribuabili mai mulți decât în perioada trecută. De asemenea, este un semn bun că numărul contribuabililor care s-au radiat a scăzut foarte mult, de la 650 la 240. În aceeași perioadă comparabilă. Deci, iarăși este un semn bun. Un al treilea semn, dacă vreți, firmele aflate în insolvență.
Dacă la 30 iunie 2014 existau 859 de firme, în momentul acesta, la 30 iunie 2015, sunt doar 554. Este o scădere. Și toate lucrurile astea le comparați cu anul trecut. Deci toate îmbunătățirile astea sunt... Pentru că anul trecut a avut rezultate mai bune decât 2013 și dacă și... sunt mai bune acum decât 2014, eu spun că este un progres. Și aceste efecte se văd și datele care le-am prezentat. Bun. Spuneți-mi dacă există, s-a discutat foarte mult despre cum este complexul energetic Oltenia, numai el, dar noi n-am tot ținut cont de asta pentru că e aici la noi și așa cum spuneam este foarte important. Acea taxă pe stâlp, mai erau taxe pentru certificatele verzi, tot felul de taxe pe care complexul energetic Oltenia trebuia să le plătească și care puneau pe de o parte soarta complexului, pe de altă parte soarta economică a Gorjului în pericol. Vor fi menținute toate aceste taxe care se adresează exact zonei care ne afectează pe noi? Nu, de la 1 ianuarie 2016, impozitul pe construcțiile speciale sau taxa pe stâlp, da, dispare, nu mai există. Da? Dacă anul trecut a fost 1,5%, anul acesta este 1%, iar de la 1 ianuarie, repet, nu va mai exista. Celelalte deocamdată rămân. Rămân. Da? Dacă ar fi să faceți o analiză, aveți o experiență mare și vă permiteți să faceți asta, considerați că schimbările, am mai avut schimbări benefice din punct de vedere al legislației în acest domeniu, pentru că vorbeam și înainte de emisiune, legislația se schimbă deseori în țara noastră, e greu să ții pasul cu ea. Au mai fost perioade în care măsurile luate din punct de vedere teoretic de Parlament să se reflecte în activitatea dumneavoastră, în activitatea economică a unui județ, în sensul ăsta, în cifrele astea bune de care vorbiți? Prin acest nou cod fiscal sunt măsuri cu un efect foarte mare. Au mai fost luate măsuri, de exemplu, în perioada recentă, în 2014, când s-a redus șaseul cu 5 puncte procentuale. Iarăși un efect favorabil pentru agenții economici și, bineînțeles, care a influențat piața muncii, da? Adică a încurajat să fie angajeri mai multe sau să fie scoasă la suprafață munca și salarizarea respectivă. De asemenea, tot anul trecut s-a luat o altă măsură ca profitul reinvestit, impozitul aferent, să fie scutit. Da? Și să încurajeze agenții economici pentru a face investiții. Dar, repet, efectul cel mai mare, dacă e să comensurăm măsurile luate deodată, vor fi de la 1 ianuarie 2016. Bun. Spuneți-mi dacă sperați la o, nu știu, la o colectare a taxelor și impozitelor odată cu aceste schimbări legislative mai bună decât în anii trecuți sau dacă o resimțiți anul ăsta ca fiind mai bună față de anii care au trecut. Da, poate părea paradoxal pentru persoanele care nu sunt în domeniu, da? Spre deosebire de perioada primelor 6 luni, semestrul întâi de anul trecut, pe primul semestru, ANAF, în general, a colectat taxe cu 4,7 miliarde mai mult decât anul trecut și cu 7,5 miliarde mai mult decât programul de încasări. Este o creștere foarte mare. Aceste încasări se datorează faptului că evaziunea fiscală a fost diminuată, după mine, da? Și au ieșit la suprafață iarăși impozite și taxe care nu erau declarate. De asemenea, dacă ar fi să ne referim la județul Gorj, da, pentru că trebuie, da, să vorbim de județul, da, nostru, noi am încasat pe primele 6 luni, față de program, avem o depășire de 10 milioane lei, iar față de perioada anului 2014, 27 milioane lei. Sunt niște cifre destul de bune, adică față de anul trecut avem o creștere de 7%. Este mai mult decât inflația. Asta înseamnă că agenții economici își desfășoară activități, declaratul lor de impozite și taxe este mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, și, de asemenea, le și achită într-un procent mare la buget. Dar asta este datorată schimbărilor legislative sau atitudinii, acum că tot ați adus vorba, atitudinii ușor agresive, pentru că ANAF a primit critici sau a fost o campanie întreagă cu privire la modul în care s-au făcut verificări într-o anume perioadă. S-a vorbit mult despre faptul că în anumite situații s-a sărit un pic
calul, dacă pot să mă exprim așa. Efectul se datorează și măsurilor care au fost luate și, deși inițial se credea că o să scadă încasările la buget, s-a dovedit că efectul este cel dorit și datorită, eu știu, nu a zice, unei acțiuni intransigente, pe care, după părerea mea, orice contribuabil care este corect și vrea să desfășoare activitatea conform legilor, da, trebuie să o dorească. De ce? Dacă un alt contribuabil care este cu același obiect de activitate ca al lui, nu desfășoară o activitate corect, face o concurență neloială. Cel care încalcă legile nu va ia toate impozitele și taxele la profit mai mare, iar cel care este corect chiar va avea pierdere. Pentru cine este necesar controlul? Contribuabil, în primul rând. Au fost foarte mult exploatate din vedere al imaginii, acele controle unde s-au dat sancțiuni sau s-au luat măsura închiderii pentru sume destul de mici. Și dacă tot suntem aici, deseori sunt cetățeni care se plâng la noi că primesc somații scrise din partea instituțiilor, din partea finanțelor și sunt somați pentru un leu. O să vă explic cum este și cu... Să discutăm întâi de controlele astea, că tot am ajuns aici. Deci s-au făcut niște controle și criticile astea au fost. Nu poți să închizi o activitate pentru 5 lei. Sincer, nu cunosc un caz real în care o activitate a fost închisă pentru 5 lei. Deci noastră spuneți că au fost mai mult... Da, bănuiesc că nu, ăsta este adevărul și... A fost respectată prevederea legală. Nu cred așa ceva. Cel puțin eu nu am cunoștință în județul Gorj să se fi întâmplat așa ceva. Nu știu să vă spun. Dar mai sunt și alte instituții care desfășoară controle și atunci nu e putem posibil, să vă, da. Nu pot să dau un răspuns. În ceea ce privește faptul că uneori se transmit somații și titlul executoriu aferent pentru sume mici, chiar un leu, așa cum a spus dumneavoastră, există următoarea situație. Somația și titlul executoriu se transmit pe data de 5 a lunii următoare agenților economici care înregistrează obligații fiscale mai mari de 500 de lei dacă e un contribuabil mic sau mai mari de 1000 de lei dacă este un contribuabil mijlociu. Bun. Dacă suma respectivă nu ajunge la 500 de lei, nu îi se transmite somații. Dar avem și aici o problemă. Dacă un agent economic se apropie de perioada de prescripție cu un debit, chiar dacă este sub această sumă, îi se transmite somația și titlul executoriu, pentru că dacă se împlinesc 5 ani, nu mai avem dreptul să le executăm și banii nu se mai încasează. Deci numai în acele cazuri, să zicem cazuri de excepție. Și într-adevăr, dacă e vorba de un leu sau doi... E vorba de persoane și de persoane fizice. Și de persoane care sunt contribuabili. Da, un leu costă mai mult plicul în care trimiteți. Sunt de acord, dar prevederea legală aceasta este și nu ne permitem să o încălcăm. Nu se poate încălca. Vă înțeleg. Chiar dacă e cheltuiala mai mare pentru instituție, să v-am spus, în cazuri de excepție. Da. Nu este regulă. Regula, v-am spus, peste 500 sau peste 1000, dacă e contribuabil mijlociu, se transmite acea somație. Și în rest evitați până la momentul la care nu mai aveți alternativă anului, când sunt sumele atât de mici. Da, bineînțeles, iar la sfârșitul anului, dacă debitele sunt sub 40 de lei, se anulează debitele respective. Deci ăștia sunt prevederile. Dar, repet, noi trebuie să... Să vă faceți datoria absolut până la ultima centimă. România este considerat un stat superfiscalizat. Am auzit dezbateri nopți în șir la televiziunile centrale cu privire la numărul mare de taxe și impozite care se plătesc în România. Guvernul actual a fost criticat că a introdus taxe și impozite noi. Dacă puteți să-mi evaluați un pic situația, comparativ cu alte state europene, plătim sau nu plătim multe taxe și impozite? Comparativ cu alte state europene, într-adevăr, avem mai multe impozite și taxe. O statistică exactă, să știți că este foarte greu de făcut. Dacă vorbim despre impozitele și taxele care se plătesc la bugetul de stat, la nivelul țării noastre există aproximativ 29 la ora aceasta. Și dacă vreți, comparăm cu Franța, care are 7, ca să luăm un exemplu, da? Da. Într-adevăr, sunt mai multe decât acolo, dar trebuie să mai ținem cont și de experiență, de tradiție, de educație, dacă vreți, pe care o are Franța și pe care
noi încercăm să o căpătăm în perioada următoare. Probabil că și la noi se vor reduce aceste impozite și taxe. Asta vreau să vă întreb, dacă simțiți o tendință în un fel sau altul. Eu cred că se vor reduce, adică să existe un impozit sau o taxă care să cumuleze mai multe. Până la urmă, obligațiile către buget, să știți, dacă am luat gradul de, să zicem, de plată pe care se aplică la agenții economici, este cam același. Poate sunt țări care l-au mai mare decât noi. Și vreau să iau un exemplu. Dacă de la 1 ianuarie noi o să avem cota de TVA de 19%, tot de la 1 ianuarie Ungaria o are, cum are și acum, 27%, da? Este cea mai mare din Uniunea Europeană. Iar cea mai mică este în Luxemburg, 17%. Suntem cu această cotă, sau vom fi cu această cotă, mai corect, undeva foarte jos. Sunt țări, Danemarca are 25%, dar în Germania are și ea tot 19%, cum vom avea și noi. Deci, oscilează aceste obligații. Bun. Dumneavoastră, ca instituție, nu v-ar veni mai ușor să aveți de colectat 7 taxe și impozite și nu aproape 30? Cum să nu? Adică ar ușura viața tuturor dacă ar fi mai puține? Bineînțeles, și a contribuabilului și a noastră. E normal. Și el ar ști care de plătit, eu știu, 7 impozite și taxe. Și poate chiar le-ați ține minte pe toate, pentru că acum cred că sunt probabil, puțini care le știu, da, pe toate. Da? Și noi, iarăși, la fel, ar fi mai bine. Dar, repet, eu cred că este un proces complex care încet, încet se va așeza și adică se va așeza acest număr și nu vor mai fi atât de mult. Am avut de-a face de-a lungul vremii și cu niște situații care cred că au pus în dificultate și instituția pe care o reprezentați, dar și contribuabilii. Mă refer aici, de exemplu, la impozitarea bacșișului, care a fost eliminată din legislație. Cum vi s-a părut această măsură? S-a luat într-un timp foarte scurt, țin minte că făceam știri la vremea aceea, oamenii încercau să găsească acele tipizate, făcuseră cozi peste tot în oraș unde se vindeau, n-au reușit să ia în timp util, a fost o întreagă nebunie atunci. Și toate astea ca să termine foarte repede, o furtună într-un pahar cu apă. Da, inițial când măsura aceasta a fost luată și când s-a înființat acel registru pentru banii personali. Da, așa se numea, da. Cu acel document, să zicem, da, a fost acea vâlvă, da, că în 5 zile trebuia toată lumea să și-l procure și să-l înregistreze la finanțe. Da. A fost poate o măsură mai puțin pregătită, dar în perioada următoare, cel puțin, asta este politica la ora actuală a Ministerului Finanțelor, această măsură va reveni, da, sub o altă formă, adică, de exemplu, o cotă forfetară. Ce ar însemna o cotă forfetară? Să se plătească o sumă fixă, indiferent de nivelul acestui bacșiș sau rest neridicat, nu știu, că poate să fie și așa, da? Fără să mai fie obligația emiterii acelui bon fiscal, care îngreunează după ce ai emis un bon fiscal să vii să mai emiți pe cel de-al doilea cu diferența respectivă. Spuneți-mi dacă instituția pe care o conduceți și alte instituții similare din țară, dacă știți, sunt consultate atunci când se fac modificări asupra legislației. Pentru că legislația suportă, cum s-a întâmplat aici, multă lume a spus că măsurile au fost luate repede și de oameni care nu au experiență efectiv în muncă, în aplicarea acestor reguli. Regula care este, cel puțin în domeniul finanțelor, este următoarea. Atunci când se inițiază un act normativ, se transmite un proiect al acestui act normativ către toate structurile din țară și fiecare spune părerea, să zic, are niște observații, dacă este de acord, dacă are ceva de îmbunătățit sau ceva de eliminat, să zicem, din acel act normativ. Acum eu nu vă pot spune dacă se ține atunci cont. Când se finalizează actul respectiv, se ține cont sau cât se ține cont și așa mai departe. Dar procedura este și se desfășoară. Nu știu finalitatea exact. Bun. Primesc mesaje și o să vreau să vă citesc din ele pentru că sunt interesante și oamenii sunt interesați să afle multe lucruri despre instituție. Aș vrea înainte de publicitate să apucăm să discutăm puțin despre faptul că mulți oameni de afaceri se plâng de numărul mare de controle și arată deseori cu degetul către ANAF pentru, nu știu, n-aș vrea să spun abuzuri, dar că ar super controla oamenii de afaceri și că le-ar pune în felul ăsta o povară greu de suportat pe umeri. Că e o tensiune în plus peste care trebuie să treacă. Îmi pare rău că există această percepție, dar vreau să vă dau câteva cifre. Anul acesta, pe primele 6 luni, au fost controlați
2,5% din contribuabili. Asta înseamnă... Vă referiți la nivelul județului Gorj? La nivelul județului Gorj, bineînțeles. Asta înseamnă că spre sfârșitul anului o să avem un procent de 5,2-5,3% din agenții economici. Având în vedere că perioada de prescripție este de 5 ani, dacă mulțim 5,2 cu 5, înseamnă că o să controlăm 26% în 5 ani. Restul rămân neverificați, da? Odată. În al doilea rând, nu ne ducem la agenții economici în control după cum dorește X, Y sau Z, că ar avea el ceva cu agentul economic sau mai știu un alt motiv subiectiv. În fiecare lună întocmim o listă de risc. Acolo sunt cuprinse toate diferențele pe care le găsim la agenții economici, adică nu-și declară toate livrările intern sau aprovizionările, declarația 394, sau la fel la achiziții sau livrări intracomunitare în Uniunea Europeană, a declarația 390. Sunt agenți economici care, deși trec în contul de TVA o sumă de rambursat, să zic, de 2-3 milioane în lei noi, nu cer rambursare de TVA o perioadă mare. Este un mare semn de întrebare. De ce, dacă au de recuperat de la bugetul de stat, de ce nu solicită? De asemenea, agenții economici care au tranzacții cu firme inactive, ținem cont de acest fapt. Agenții economici care nu-și depun declarațiile, care nu-și depun situațiile financiare, bilanțul. Agenții economici care desfășoară activitate în domeniile mai sensibile. Se face această listă de risc cu 50 de agenții economici, da, în fiecare lună, se trimite la regiune. La sunt direcția... mereu aceiași 50? Nu. De la o lună la alta se modifică, pentru că unii dintre ei intră în control. Nu mai pot să mai fie acolo. Am înțeles. Vor fi peste o perioadă de 3 sau 5 ani. Nu, cum să mai fie în perioada următoare? Bun. Și nu, numai o secundă, vă rog. Vă rog. Nu hotărâm noi. O trimitem la Direcția Regională Craiova și Direcția Regională Craiova selectează și ne transmite agenții economici pe care îi verificăm. Am înțeles. Revenim la discuția asta. Discutăm și despre domeniile în care este, din punctul nostru de vedere, cel mai mare risc de evaziune fiscală sau unde găsiți deseori această formă de încălcare a legii, imediat după o scurtă pauză când citim și mesajele dumneavoastră. Rămâneți cu noi. Revenim, vă reamintesc, stăm de vorbă în această seară cu domnul Marin Ciumag, este șeful agenției, mă scuzați că sunt atât de administrație, sunt atât de obișnuită cu direcție de finanțe publice încât stric denumirea instituției și vă mulțumesc că m-ați corectat. Discutam despre situația domeniilor cu risc, despre controle și anunțam eu că aș vrea să vă întreb și despre evaziunea fiscală. Evaziunea fiscală, de la temă de campanie, la temă de absolut orice război politic, a fost deseori dezbătută. Se vorbește de sume imense de bani negri. Și-au asumat niște miniștri faptul că vor scoate această economie subterană la suprafață. Spuneți-mi cât resimțiți din toate astea. Se întâmplă? Ați putea spune că lucrurile evoluează din acest punct de vedere? Că lupta asta începe să fie și de partea statului? Eu cred că da. În primele 6 luni ale acestui an, organele de inspecție fiscală au stabilit obligații suplimentare în sumă de 88 de milioane, o creștere cu 53 de milioane față de anul trecut, iar din cele 88 de milioane, în 60 de cazuri, la 60 de societăți, s-au întocmit dosare penale pentru un prejudiciu de 39 de milioane, deci aproape jumătate din sumele suplimentare s-au transformat în sezizări penale. Dacă discutăm despre domenii care sunt predispuse sau care sunt registrate cele mai mari sume, acestea sunt în primul rând reciclarea deșeurilor, în al doilea rând construcțiile de tot felul, da, activitatea unor hoteluri și restaurante și transporturile de mărfuri. Sunt patru domenii în care noi am constatat în acest an cele mai mari diferențe. Bun. Cum ajungeți să descoperiți evaziunea fiscală? Și acum nu vă întreb din casă, numai spuneți-mi dacă există semnale, dacă oameni care bănuiesc că lucruri mai puțin în regulă s-ar întâmpla la societăți despre care ei știu, cum ar putea să identifice că, și să vă semnaleze dacă există vreo problemă? Este foarte ușor, trebuie să facă o sesizare scrisă, bineînțeles cu datele de identificare, pentru că altfel nu poate fi luată în considerare acea sesizare dacă este anonimă, nu avem cu cine să discutăm. Da. Noi păstrăm secretul, nu se întâmplă nimic, deci să nu fie o teamă că ne ducem și divulgăm numele celui, da, care a sesizat și mergem și facem verificarea respectivă.
Dar noi mai primim diverse constatări și diverse semnale și de la instituțiile abilitate care desfășoară activități conform legii și ne transmit pentru valorificare și pentru finalizare acțiunile respective. Ați putea spune că a crescut numărul controalelor pe care le efectuați, care se soldează cu un dosar penal? Da, au crescut și ca număr, dar în primul rând a crescut valoarea acestor sezizări pe un agent economic, să zic. Da, da. Și acest fapt, repet, nu numai datorită nouă, și datorită și contribuției celorlalte instituții prin trecare și direcția antifraudă care a fost înființată în anul 2013. Se creează o panică atunci când mașinile ANAF-ului, de exemplu, sunt în fața unei instituții. Noi am primit semnale, inclusiv astăzi, că ieri a fost un control de la ANAF, că au fost 4 mașini în fața unei instituții și sigur, în fața unui agent comercial și sigur că acel agent comercial se va închide. S-a ajuns la o prejudecată care poate să afecteze și afaceri de bună credință uneori. Deci, aceste controle inopinate nu se fac de către instituția noastră. Da. Și mai puțin pot să vă răspund direct la această întrebare, dar controlele pe care noi le facem și prin tot ceea ce facem în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj, noi nu avem niciun interes, nu dorim ca un agent economic să fie radiat, să moară, să zic în ghilimele, da? Da. Interesul nostru este să fie cât mai mulți agenți economici să desfășoare activitate cât mai bună și cu rezultate bune. Dacă ei desfășoară o activitate bună și noi avem o activitate și rezultate bune, da? Dacă nu mai avem agenți economici, nu mai avem materie primă cu ce să lucrăm. Nu avem niciun interes, niciodată nu urmărim acest lucru. Salariații noștri așa sunt instruiți și așa trebuie să facă. Poate și noi avem excepții, că se întâmplă, știți cum e, evident, de la regulă, da, mai sunt, da. Dar aș dori pe această cale ca cetățenii, contribuabilii să ne sezizeze aceste situații când un salariat al nostru nu se comportă cum trebuie, când încalcă legile și când nu respectă codul de etic pe care noi trebuie să respectăm. Chiar ne-ar fi de mare ajutor, pentru că nu vrem să avem în colectiv oameni care nu își fac datoria așa cum este, sunt prevederile legale. Că tot vorbim de colectiv, vă spuneam că primesc multe mesaje, unul dintre ele n-aș vrea să-l citesc mai târziu pentru că tot mi s-a părut interesantă abordarea telespectatorului nostru, se referă la faptul că toată lumea vorbește că SRI ar fi infiltrat foarte mulți agenți în rândul celor de la finanțe și că tot vorbeați de colectiv. Există această posibilitate să aveți agenți, că acum cu agenții o teorie a conspirației, sunt peste tot. Nu. Eu nu cred așa ceva. Salariații noștri, marea majoritate, sunt de o perioadă foarte mare. În principiu, îi cunoaștem pe toți. Nu cred. Cine știe? Este așa o părere care nu cred că are nicio corespondență în practică. Ați ști? Nu știu să vă spun. Deci, din ceea ce vedem, din ceea ce simțim, nu altfel... Nu am cum să știu. Ar fi greu de știut dacă e cineva... Eu cred că nu este. E o părere personală. Am înțeles. Haideți să discutăm puțin și despre interfața, de contactul pe care îl aveți cu masa mare a oamenilor. Pentru că critici apar atunci când oamenii stau la cozi la ghișee, se plâng că sunt tratați cu aroganță de anumiți funcționari, că nu li se zâmbește și așa mai departe. Spuneți-mi care e planul dumneavoastră pentru a remedia din punct de vedere al acestui prim contact. Da, începând cu data de 1 iulie, și noi ca și alte județe din țară am trecut la o nouă abordare, ghișeu unic se numește acest program, în care contribuabilul stă față în față cu salariatul nostru, da? Nu mai sunt despărțiți de, eu știu, un geam, de un ghișeu, de nu știu ce alte piedică de genul ăsta. Dacă o să mergeți la finanțe și o să intrați în sala unde contribuabilii își desfășoară activitățile de care au nevoie, o să vedeți că în stânga și în dreapta intrării există aceste puncte pe care le-am înființat și cu câte un reprezentant de la fiecare structură pe care o avem în sediu. Contribuabilul nu mai este obligat să meargă în sediu, își rezolvă problema la ghișeu și operativ.
chiar insistăm ca să le rezolvăm pe cele care se pot rezolva, bineînțeles, da, da. Pe loc, să zicem, atunci. Salariații noștri au fost instruiți și îi și verificăm de foarte multe ori ca să se comporte civilizat cu contribuabilul, să explice chiar dacă este nevoie de două, trei ori, că nu este domeniul și nu este familiarizat cu anumiți termeni și anumite procedee care trebuie să le facă. Și noi considerăm că de la 1 iulie activitatea noastră s-a îmbunătățit, dar bineînțeles că mai avem destul loc. Ca un element de noutate este și un aparat. Agenții economici contribuabili pot să vină și accesează ghișeul sau punctul unde vrea să-și desfășoare activitatea în ziua respectivă, primește un bon de ordine, se afișează numărul de ordine și merge acolo unde trebuie după acel număr pe care l-a luat. Adică e o măsură puțin... Să zicem și noi, intrăm în lumea civilizată sau tindem către treaba asta. Bun, vreau să mai tratăm o temă și apoi o să încep să citesc mesaje, că ne plimbă de colo-colo. De foarte multe ori s-a discutat despre modalitățile prin care finanțele și statul ar putea avea acces la banii din meseriile liberale, din meditațiile profesorilor, din veniturile muzicanților, din veniturile celor care, nu știu, sunt în IT sau mai știu eu ce domenii în care ei pot să desfășoare liniștiți activități și e foarte greu să se ajungă la banii aceia. Statul a prevăzut și măsura este în continuare. Dacă, hai să luăm un meditator, da? Un profesor. Un profesor, da. Dorește să desfășoare această activitate, se autorizează și poate fi impus la normă de venit. Adică este o sumă stabilită pe un an fiscal, anul acesta 12.840 de lei. La această sumă se calculează impozitul de 16% și contribuții. Indiferent ce sumă câștigă meditatorul respectiv, nu se mărește baza de impozitare. Rămâne la această sumă. La fel este și la muzicanți, dar sumele diferă foarte puțin. La instructori auto, dacă vreți, la informaticieni și așa mai departe. Deci nu se impozitează în funcție de ce venituri au. Este un plafon, deci dacă pot dorește. Încasa cât... Nu mai contează cât încasează, se impozitează această sumă de 12.840, de exemplu, care am dat. Au tendința de a intra în legalitate oamenii din aceste meserii, din punctul noastră de vedere? Cum foarte puțin, foarte puțin. Și care e explicația? Pentru că, până la urmă, așa cum spuneați, nu par foarte mari acele impozite raportat la ce venituri am fi auzit noi că ar exista din aceste domenii. Ce să zic? Inerția, obișnuința, nu știu ce să zic. Dar nu este... Persoana respectivă nu poate să stea liniștită. Și nu înțeleg de ce. Nu apelează să se autorizeze, să plătească această sumă care este fixă, la ea se calculează toate obligațiile și stă liniștit, indiferent câtă activitate desfășoară. Dar nu vă pot spune de ce. Bun, spuneam că vreau să vă citesc mesaje. Cineva, unul dintre telespectatorii noștri ne scrie așa: domnule director, spuneți-ne câte procese pierdeți în fiecare lună ca urmare a abuzurilor făcute de angajați, zice cineva. Nu am avut în ultimii 2 ani sau pe ce perioadă să vă dau e perioada mai mare, eu vorbesc de ultimii 2 ani, ca să nu... Niciun proces pe această temă, așa că nu aveam ce să pierdem. Dar este instituția implicată în, nu știu, sunt contribuabili care contestă anumite măsuri pe care le ia instituția? Dacă este contestație. Orice contribuabil poate să conteste un titlu executor, adică o decizie de impunere care este cel mai des contestată. Da, poate să conteste, da. Aia nu înseamnă că a fost un abuz. Instanța n-a stabilit că au fost abuz. A fost un abuz, dar că... Sunt situații în care se mai pierd, dar marea majoritate a contestațiilor sunt câștigate. Pentru că nu facem, nu întocmim, v-am spus și mai devreme, niciodată nu încercăm să stabilim obligații ale contribuabililor pe criterii care nu sunt obiective. Respectăm prevederile legale. Mai există situații, poate, când o prevedere legală este interpretabilă și atunci... Dacă instanța îi dă câștig de cauză, asta este. Eu încerc să vă citesc mesajele care, chiar dacă sunt, nu știu, poate un pic mai dure, dar ne duc în diverse direcții. Să spună domnul director care este cel mai mare contribuabil și dacă
nu avem cumva firme care sunt protejate chiar și acum? Nu pot să spun eu care e cel mai mare contribuabil și asta pentru că este un secret fiscal și eu nu vreau să îl încalc. Dar eu vă garantez că nu este nicio firmă protejată. Nu a fost și nu este nicio firmă. Dacă cineva are un caz concret, aș vrea să-l spun. Dar nu există nicio firmă protejată. Avem mesaje de genul ăsta care spun că dintotdeauna instituția ar fi acționat la comenzi politice, dar nu se referă numai la instituția pe care o reprezentați. Vorbește de mai multe instituții în SMS telespectatorul nostru. Nici, nu ne-a spus nimeni să verificăm pe cineva sau să nu verificăm pe cineva sau să verificăm într-un anumit fel. Nu facem așa ceva și nu ne spune nimeni. Atunci, cum, de unde aceste... Probabil că este și o... Sunt multe prejudecăți din partea oamenilor dar nu și este sunt adevărat. Niște sechele rămase din trecut. Vă spun cu toată sinceritatea că nu există așa ceva. Cineva întreabă dacă se fac angajări și pe ce criterii la instituția dumneavoastră. Noi știm că am făcut publice la un moment dat când s-a organizat un concurs pentru inspector, dar nu știm că între timp să mai fie ceva de mare anvergură. Din păcate, în august 2013 a fost o reorganizare și de atunci noi suntem în subordinea Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova. De 4 ani și jumătate nu s-a făcut nicio angajare efectivă prin recrutare la Finanțe Gorj. Ba mai mult, de atunci și până acum am pierdut aproape 100 de salariați. Pe diverse căi. S-au pensionat, s-au transferat, și cum au intrat în restructurare. Și cum faceți față în condițiile astea? Deocamdată ne descurcăm pentru că personalul a înțeles, își face datoria, am spus, marea majoritate, nu, mai avem și noi excepții, dar deocamdată ne descurcăm. Sperăm ca posturile care se vor vacanta în continuare prin pensionare să obținem aprobarea ANAF-ului, dar numai dacă ANAF-ul ne dă aprobare să recrutăm. Dacă nu, se transferă de la o instituție publică atunci când primim iarăși aprobare. Bun. Mai văd aici de la cineva și reformulez eu un pic mesajul. O persoană spune că sunt protejate firmele mari, lanțurile de magazine, dar sunt micii întreprinzători, ar fi ținta cel mai des a verificărilor. Nu sună chiar așa, dar o să vi-l citesc după pauză. Asta e mesajul telespectatorului nostru. Noi în Gorj verificăm contribuabilii mici și mijlocii. Marii contribuabili, așa cum sunt marile magazine, sunt verificați de către Direcția Generală a Marilor Contribuabili. Nu aveți competențe. Deci nu am competență teritorială. Da. Deci nu pot, dar noi verificăm, repet, contribuabilii mijlocii și cei mici. Nu avem pe cine să verificăm pe alții. Am înțeles. Nu, oamenii așa percep, probabil, ne văzând în situații... Nu intră în competența noastră de a verifica. Am înțeles. Da, ia să vedem ce vă mai citesc. Aveți, ca să, nu, să vă mai îndulcesc, pentru că aveți și mesaje de felicitare, lucrați cu profesionalism, schimbările se văd pentru cei care vin din sistem, zice un telespectator, ca să, mă bucur, să știți că sunt și din, din categoria asta de mesaje. Da, imediat o să vă mai citesc. Sunt câteva mesaje, eu am intrat într-un șir de mesaje acum care dau exemple de firme. Dacă vă dau exemple de niște firme despre care se spune că ar fi într-o situație sau alta, puteți să discutați despre ele? Aici e nu frecvent. Pot să discut, pot să-mi notez și să verific, dar repet, eu nu pot permite să discut să judecați, să, bun. Nu am voie. Da. Spun oameni că în Gorj sunt mulți evazioniști cunoscuți care n-au fost verificați nici măcar o dată. Și așa cum spuneam, se dau câteva exemple. Unul dintre mesaje poate fi interpretat cumva că ar fi chiar rasist, dacă ca în zona aceea bate. Că sunt oameni de o anumită categorie care ar fi verificați foarte rar pe motiv că sunt masă de campanie electorală. Nu avem asemenea criteriu. Bun. Haideți că nu vă mai citesc mesaje, oricum suntem la final. Aș vrea o concluzie din partea dumneavoastră. Venim după prima parte a acestui an. Cum vedeți că va evolua situația până la finalul acestui an? Eu consider că până la sfârșitul anului, în primul rând, încasările, pentru că până la urmă finanțele pentru asta există, da? Încasările la bugetul de stat vor fi în continuare în același trend, deci ne vom realiza programul și vom depăși realizările anului trecut. De asemenea, cred și chiar vreau să fiu atenționat că nu este așa, că și serviciile pe care noi le facem
către contribuabil se vor îmbunătăți în continuare, în așa fel încât să nu mai creăm nicio nemulțumire la niciun contribuabil, da? Și de asemenea, sunt semne că și economia Gorjului este totuși pe un trend ascendent. Poate nu ca în celelalte județe care sunt mai mari și au o forță economică mai mare, dar declaratul pe care îl au lună de lună este în creștere. Asta înseamnă că se desfășoară activitatea. Vă mulțumesc frumos pentru prezența din această seară și sper să mai veniți și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, punem punct în seara asta. Ne revedem mâine de la 21. Rămâneți cu TV Sud. La revedere!